Imaginile expuse specifice fotojurnalismului sunt rezultatul observației zilnice a vieții cotidiene din Nepal ca urmare a expedițiilor montane realizate în perioada 2010-2014. Arhiva oferă o incursiune intimă în viețile unor oameni pe care camera îi apropie prin jocul de lumini și umbre specific mediului fotografic. Am deschis această galerie cu evenimentul de fotografie cu expoziția de fotografie a lui Ionuț Ștefănescu, care se numește Lacrimi în Nepal. Nu este aleasă întâmplător, având în vedere că coincide cumva cu campania umanitară de care ai întrebat și tu, a Rotary Club Piatra Neamț 2005, ajutor pentru Nepal. Într-adevăr, pozele, ideea lui Ionuț Ștefănescu a venit foarte bine, se pliază foarte bine pe această campanie umanitară, având în vedere că fiecare doritor poate să achiziționeze o lucrare, iar banii se vor duce către cei din Nepal. Fotografiile sunt punctul meu de vedere, acele picături de rou, acele lacrimi pe care le-am observat eu în o drumețire din Nepal din 2013 și din 2014, sunt niște fotografii personale. Așa cum am văzut eu lucrurile, eu eram foarte concentrat pe momentul expediție, munte, vârf, pe triada asta și tot ce implică lucrul ăsta, după cum știți, performanța mea cea mai mare este că am ajuns mereu acasă, atât eu cât și colegii mei de expediție și asta mă bucură foarte, foarte mult. Și am încercat pentru eveniment să găsim niște imagini care să susțină această strângere de fonduri.